este acel moment de maximă luciditate, în care vrei să reții tot, în care simți respirația, simți bătăile inimii, simți greutatea momentului, așa cum simt și oameni. Sigur că nu cunosc toate personajele foarte aproape de cele care sunt reprezentate aici, dar toate au o poveste în spate, într-adevăr. Multe dintre personajele care sunt redate în această sală sunt imigranți, de acolo a pornit tot și de aceasta se leagă și tema mare. Tema călătoriei, tema momentului în care viața se schimbă și trebuie să iei o decizie și pe care eu am gândit-o ca fiind un moment de intimitate în care cel mai probabil îmi zori. Și te gândești unde ești și ce vei face. Personajele care sunt reprezentate aici, am spus că sunt unii dintre cei care au imigrat la începutul anilor 1900 în America și care toți aveau ochii deschiși. Dar se simțea în ei acea energie și acel tumult interior. Și atunci mi s-a părut că nu este intim să ai ochii deschiși, pentru că sufletul lor era foarte zbucinat. Și de acolo a început-o, de acolo a fost ușor. Am mai găsit portrete care mi s-au părut expresive, am primit imagini, pentru că imigrația s-a schimbat acum. Sunt persoane care lucrează din altă țară, care au bagajele pe jumătate făcute. Sunt, cum au spus antevorbitorii mei, persoane pe care le-am cunoscut și care aveau bagajele pe jumătate făcute, mame cu copii care au stat în Bistrița mai bine de un an și pe care le-am cunoscut bine. Și care aveau în sine, simțeai acea suspendare, adică ești aici, ești acolo, dar nu ești nicăieri până nu ești acolo unde vrei. Și la final, pentru că am intrat în intimitatea atâtor persoane, am zis că trebuie să-mi fac un autoportret, că mi se aplică și mie. Și mă bucur că expoziția s-a legat până la urmă și cu lucrări care sunt ceva mai vechi, din anii 2020, chiar mai vechi. Acele momente pe care le-am văzut eu suspendate, care acum așa pot să le numesc, în parcările ecologice unde nu mi-a venit să cred, ce frumusețe pot naște din natură, care îmbracă totul cu așa generozitate și în timp nu se mai văd gunoaiele pe care de multe ori noi le lăsăm și care chiar arată frumos în prețiozitatea de plante. Am expus și lucrările Rubitex pe care s-a vorbit, care este iarăși un proiect mai vechi și pe care niciodată până astăzi, pentru că nu am într-adevăr un atelier, dar cred că mă descurc cu spațiul pentru că cumva mă inspiră. Lucrări pe care nu le-am văzut puse cap la cap până acum și care într-adevăr se derulează bine. Este un rubic al lumii noastre, un rubic în care foarte multe lucruri le vedem pe telefon și dăm swipe, ne mișcăm și nu au nicio legătură parcă, dar cumva le vedem. Sunt acea gălăgie, acel lucru care ne place sau care ne atrage foarte mult. De aceea am adăugat și acele cuvinte pe care o să le găsiți, care sunt foarte uzitate acum. Notificare, swipe, screen time și așa mai departe, pentru că fac parte din viața noastră, cum fac și aceste momente și celelalte, la fel și acele. Și mai sus, este o compoziție, o instalație pe care am creat-o, care are tot așa momente suspendate, în care grâul spune o poveste a trecerii, sunt niște pași, sunt niște, mai mult decât valize, sunt niște bagaje pe care le ai și care nu sunt neapărat bagajele pe care le vedem, sunt cele pe care le simțim, pe care le luăm cu noi. Sunt amintiri, suntem noi, suntem foile de carte, suntem grâul care încălțește. Și m-am bucurat în final, când am anotat alături de domnul Oliv, am văzut că se leagă toate și nici nu mi-am dat seama. Cumva, prin faptul că mi-am dorit foarte mult acest moment și am muncit cu drag și cât de mult am putut, m-am bucurat la final să văd că se leagă. Și mă bucur să vă văd astăzi alături de mine. Vreau să mulțumesc familiei pentru sprijin și mai ales soțului meu. Și mulțumesc domnilor care au vorbit atât de frumos și care mi-au dat aripi. Adevărul este. Și vă invit să